Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. N-am discutat până acum despre chestiunea asta, că nici nu este foarte mult de discutat, dar este de amintit și de întristat mai ales. Și când e vorba de a te întrista și te uiți puțin prin regiune, aici la noi, în regiune, atunci probabil că vă duceți deja cu gândul la Ungaria urbanistă. Ei bine, citesc în Ucrainska Pravda o chestie care chiar te întristează gândindu-te că mai ales se apropie 23 octombrie, data începutului Revoluției Maghiare. Deci, un eveniment de un eroism extraordinar, antisovietic. Și domnul Orban acum calcă în cele mai zgomotoase și mai mizerabile străchini ca să facă un zgomot arțurzitor, care zgomot agită și anxietează Occidentul foarte tare și nici nu e de mirare. Despre ce povestim de fapt în discuție? Ei bine, știm bine că satrapul de la Kremlin s-a întâlnit cu Orban în persoană în China, în 17 octombrie, chestia și-au dat mâna și s-au pozat și au zâmbit mai mult sau mai puțin. Domnul Orban părea împăiat, stătea așa țeapăn și rigid, cadaveric. Putin n-avea nicio treabă, îi strângea mâna. Ăsta probabil se gândea, Doamne, acum ce o să urmeze? Că m-am pozat cu ăsta, dar cine te-a pus să te duci? În primul rând, asta e altă poveste. De fapt, e aceeași poveste, nu e altă poveste. Și întâlnirea asta sinistră a fost prima întâlnire a unui lider dintr-un stat UE în peste un an cu Putin și prima întâlnire cu Putin al unui stat NATO de la începutul războiului din Ucraina. Mai fusese în aprilie 2022 Nehammer la Moscova, dar Austria nu este membră NATO. Așa cum cu mare emfază declara un fost ministru al apărării de la București, habarnist total, dar mare, mare, în fine, n-are sens că vă apucă din alea duminica și nu e bine. Și chestia asta, întâlnirea asta pe care o să vă rog să o comentăm, nu doar că n-a trecut observată, dar ambasadorii țărilor NATO de la Budapesta s-au întrunit în capitala Ungariei în mijlocul acestui proces de apropiere periculoasă și de legături bolnăvicioase între Ungaria urbanistă pe de o parte și Rusia putinistă pe de alta. Și nu pot să nu comentezi asupra acestei întâlniri și poza aia cu un Orban împăiat și un Putin extrem de degajat și de zâmbitor în China, care n-avea nicio treabă, încă probabil și spunea despre Orban, bă, ăsta e inconștient, adică dă mâna cu mine, ce o să ți abată din nou peste Ungaria lui? Dar lui Orban nu i-a păsat. Ce se va abate peste Ungaria? Și chestia asta, sigur că în Occident este preocupant, pentru că Ungaria deja a devenit la modul atât de evident și atât de trist în același timp o unealtă, o coadă de topor lungă de la Moscova până la Budapesta. Pare că acest lucru nu deranjează foarte tare nici establishmentul politic maghiar și nici pe votanții Fidesz. Că e vorba de cei din Ungaria sau de cei din Transilvania, bună oară. Totul pare în bună regulă acolo. Nu e nicio problemă. Nimeni nu văd că iese în stradă să spună, bă, dar ce faceți? Adică despre ce povestim? Totuși, nu? Mai ales că se apropie 23 octombrie, una din cele trei mari sărbători de pe întreg teritoriul Ungariei și sărbătoarea asta e extrem de importantă pentru că 23 octombrie este atât data
izbucnirii, practic, a Revoluției Maghiare și data intervenției sovietice și a reprimării, de fapt, a acelei mișcări colosale pentru libertate, care a atras atâta simpatie Ungariei, poporului maghiar de atunci, exact în contrast cu ce atrage astăzi asupra sa Ungaria urbanistă. Ce mare distanță, totuși, în timp. Ce se poate spune tocmai acum, când se apropie această foarte mare sărbătoare a luptei împotriva totalitarismului comunist în cazul ăsta, dar practic Revoluția Maghiară nu e de privit doar din prisma anticomunismului. E de privit ca pe o luptă, o revoltă, o revoluție împotriva oricărui fel de totalitarism, împotriva oricărei dictaturi. Și atunci mă întreb, ce va spune domn Orban? Orban Ur, au ministerelnök Ur. Ce o să spună? Mit fog mondani? Ce o să spună cu acest prilej? Cum o să justifice această, nici nu știu cum să o numesc, să găsim un cuvânt turcizat, un amantlâc între domnia sa și Putin? Aceste legături pe care eu le-aș numi bolnăvicioase între regimul domniei sale și regimul de la Moscova. Cum poți să mai justifici chestia asta? În ce termeni? Este o rușine pentru Occident, în primul rând, o jenă. Știți, este ca atunci când într-o aniversare a familiei îți intră membrul ăla pe care toată lumea levită, ăla care doarme pe sub poduri, ăla care e arestat de poliție că conduce beat și îți vine și el la reuniune că, na, e și el parte din familie, ce să-i faci? Și atunci toată lumea stă foarte jenată și nimeni nu zice nimic așteptând ca asta să plece. Cam în asta s-a transformat Victor Orban, cu atât mai trist cu cât taman el în versiunea lui nerusificată, ci cu adevărat liberal-democratică și anticomunistă, în 1989 lua cuvântul la Budapesta și vorbea, ținea acel discurs memorabil cu ocazia reînhumării lui Nagy Imre, personalitate extrem de importantă, tocmai legată, bineînțeles, de Revoluția Maghiară din 1956. Acum se apropie 23 octombrie, din nou se va vorbi de 1956, de lupta antisovietică, antitotalitară, anticomunistă. Ce se va spune? Oare istoricii oficiali ai regimului ce vor povesti? Vor găsi explicații, vor găsi scuze, vor spune ce? Știți, atunci a fost așa, dar acum e altfel, pentru că ce? E o situație foarte tristă. Și eu v-am mai spus de la acest microfon, la un moment dat, cândva, atât putinismul cât și orbanismul vor fi trecut, vor fi istorie. Și atunci, cum vor scoate cămașa? La ruși chiar nu mă interesează. Dar la maghiar, da. Ce se va spune? Cum vor justifica? Cei de atunci, post-orbanist, știi. Cum vor justifica atitudinea Ungariei de astăzi, din timpul războiului ăsta sinistru de invazie al Rusiei împotriva Ucrainei? Ce vor spune? Își vor asuma chestia asta în vreun fel? Adică vor spune, bă, a fost o rușine, a fost un scandal, ne pare rău, e de uitat, e de ținut doar între coperțile cărților de istorie, între, nu știu, bibliorafturile conferințelor pe teme istorice și cu asta basta, uităm cât mai repede și ne reintegrăm în societatea occidentală, se va întâmpla chestia asta. E de dorit să se întâmple, să-ți asumi o perioadă istorică absolut nefastă,
atât pentru țara ta, cât și pentru Occident în general, pentru că astăzi Ungaria urbanistă este un cal troian, dar la modul asumat. Asta e culmea și asta este și mai derutant și mai bizar, la modul absolut clar, asumat. Bă, ăștia suntem, noi suntem cu așa. Foarte pe scurt și pentru a nu complica pentru nespecialiști, că nici nu e cazul. Și asta duce la nemulțumirea ambasadorului american de la Budapesta, bineînțeles, domnul Pressman, duce la nemulțumirea ambasadorilor NATO din capitala Ungariei, care s-au adunat, ambasadorilor țărilor NATO s-au adunat și au zis, bă, ce se întâmplă, stai un pic aici, ceva nu e bine. Totuși, Ungaria este țară membra a Uniunii Europene și a NATO. Adică, cum se împacă aceste două calități, membru al UE și membru NATO, cu această atitudine pro-Putin, la modul asumat și deschis? Te duci și dai mâna cu el acum? Și te afișezi și te tragi în poză? Te duci taman până în China? De ce ai face asta? Tu, persoană rațională, deci pornim întotdeauna de la premisa că avem de a face cu actori raționali. Având de a face cu actori raționali, de ce ai face asta? Tu, Victor Orban, ce îți aduce ție ca țară beneficiu un astfel de gest? Doar ca să înfurii și mai tare Occidentul din care chipurile faci parte? Ca să ce? Să câștigi un fel de gest de captatio benevolentie pentru regimul putinist, adică să te guduri și mai abitir pe lângă el? Ai nevoie de chestia asta? Te ajută la ceva? Vedeți, câteodată și oamenii aceștia, probabil vorba lui Conoiancu, se caragializează și își pierd uzul rațiunii, domne. Își pierd uzul rațiunii și cad în niște iraționalități care fac rău imaginilor, imaginii țărilor, țărilor pur și simplu. Dar cui mai pasă de țară? Altfel decât la nivel declarativ, nu? Magyarország în sus, Magyarország în jos, Magyarország în față, Magyarország în spate, în dreapta, stânga, toți sunt ca în România, de altminteri cu țărișoara în gură. Dar pasă cuiva, de fapt, cu adevărat, de țărișoară, atât în Ungaria cât și în România? Haideți să fim cinstiți și să admitem că, de fapt, nu-i pasă nimănui nici de Magyarország în Ungaria, în cercurile politice, nici de România la București, în cercurile politice, astealalte. Le pasă ca aproape de fiecare dată doar de interesul lor. Am zis. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal, îl recomandați și altora. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook, pagina de Facebook a canalului. Două lucruri, mulțumesc că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare și că, doi, vă gândiți să susțineți canalul pentru a putea să rămână aici online prin Patreon, PayPal și Revolut și sau funcția membrii canalului sau Supers. Toată informația aici, dedesubt, în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine.